Thank you.
Profetului Isaia pe care l-am citit. Dacă ați remarcat ca o observație, este faptul că Dumnezeu este Cel care ține sub control tot ceea ce se întâmplă. Deci, practic, tot ceea ce se întâmplă în universul acesta este, dacă vreți, controlat de Dumnezeu. Chiar dacă uneori în aparență ni se pare că lucrurile nu stau în felul acesta, aș vrea în continuare să punctez două adevăruri și apoi să continuăm închinarea prin cântare și rugăciunea. Și anume faptul că nu doar că Dumnezeu este Cel care controlează sau ține sub control evenimentele istoriei, ci Dumnezeu este și Cel care determină evenimentele din istorie. Vreau să citesc în Psalmul 33, versetele 10 la 11. Sunt multe alte referințe, am preferat acest verset. Îi spune psalmistul: Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Uneori credem că noi suntem cei care determinăm cursul istoriei și că noi dirijăm sau coordonăm sau dăm logică, sens istoriei. Biblia, cuvântul, autoritatea lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu pentru noi spune că lucrurile nu stau în felul acesta, ci că El, Dumnezeu, este acela care determină
Nu doar că el controlează, nu doar că el administrează, ci el este cel care direcționează istoria. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și de aceea, indiferent de ce se întâmplă, de veștile care vin, de ceea ce se întâmplă pe mapa mondului, să știm și să nu uităm că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Gloria Lui. Și apoi, în al doilea gând pe care vreau să-l subliniez și așa cum spuneau, după care să continuăm închinarea prin cântare și rugăciune. În Psalmul 145 cu versetul 9, și am să citesc acolo versetul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! El îngrijește de toate lucrările Lui, inclusiv de tine, inclusiv de mine. Și cred că, înțelegând adevărurile acestea, merită ca realmente să venim înaintea Lui și să-L glorificăm prin cântarea noastră, prin rugăciunile noastre. Sunt în credința. Te
Observat din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Poartă de grijă întregii lui creații, ne poartă nouă de grijă, că El este în control tuturor evenimentelor. Întrebarea logică care se pune este următoarea. Care ar trebui să fie răspunsul nostru vis-a-vis de acest adevăr? Înțelegând că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă, care ar trebui să fie comportamentul nostru? Care ar trebui să ne, ce lucruri ar trebui să ne definească? Și vreau să subliniez trei adevăruri importante. Primul rând, noi ar trebui să alegem să ne încredem în El, în Dumnezeu, da? În sensul acesta vreau să citesc din Psalmul 28, versetul 7, care spune așa: Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat.
De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Amin? Atunci când conștientizezi, atunci când înțelegi că cel care ține întregul univers și istoria în mâinile lui este Dumnezeu și că acel Dumnezeu este Tatăl tău, alege să te încrezi în El. Înseamnă a-L onora pe Dumnezeu. Și îmi doresc ca fiecare din noi să facem lucrul acesta, indiferent de circumstanță, indiferent de lucrurile, de situațiile cu care ne confruntăm. Apoi, o a doua atitudine corectă care ar trebui să o avem vis-a-vis sau ca urmare a acestui adevăr este faptul că nu ar trebui să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu, da? Și îmi place atât de mult ceea ce spune Iov la finalul cărții lui, în capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să mă întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Și apoi versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. O atitudine de smerenie față de această realitate extraordinară. Faptul că este Cel care ne poartă de grijă. Și nu în ultimul rând, în mod practic, ceea ce am putea vedea. Deci și smerenia și încrederea în Dumnezeu sunt lucruri care se exprimă în mod practic, dar în mod concret, ceea ce mi-aș dori să facem și din dimineața aceasta să urmăm ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos. Și am să citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 6, începând cu versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce să vă îngrijorați? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Amin. Dumnezeu să ne dea capacitatea și puterea de a alege ca zi de zi să ne încredem în El. Amin.
Măreție, cum să înțelegi, să-ți asumi și să împlinești chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Cred că este un lucru pe care ni-l dorim fiecare dintre noi, așa-i? Astăzi, nu știu câți vă amintiți că este 15 ianuarie și sărbătorim, sau sunt 167 de ani de la nașterea poet, marelui nostru poet Mihai Eminescu, așa-i? În 15 ianuarie 1850. Și aș vrea să amintesc un vers, nu în memoria lui, pentru că mi-a plăcut un vers al lui care mă ajută în expunerea de astăzi. În poezia Menire, doar două versuri am să citesc, în poezia Menire el spune așa, căci menirea vieții mele e pe mine să mă caut. Menirea vieții mele e pe mine să mă caut. Ne putem regăsi pe noi înșine doar în relație cu Creatorul nostru, cu Cel care ne-a creat și cu scopurile Lui pentru viața noastră. Și asta trebuie să fie o căutare de o viață, să ne regăsim pe noi înșine și să ne punem în scopurile Lui Dumnezeu pe care El le-a gândit pentru viața noastră. Contextul în care discutăm, vom discuta astăzi și în săptămânile care vor urma, face parte dintr-o perioadă istorică de aproximativ 12 ani din viața poporului evreu, și anume între anii 445 și 433 înainte de Hristos, perioadă în care pe tronul Imperiului Persan, din care făcea parte și Iudeea, se afla împăratul Artaxerxes I. Foarte greu de pronunțat, am încercat de multe ori și tot nu-mi iese. Haideți să facem o scurtă întoarcere în istorie și să vedem un pic cum s-a ajuns unde suntem astăzi.
După moartea împăratului Solomon, care a dus Israelul la cel mai înalt nivel de prosperitate din toată istoria lor, Israelul se divide în două în anul 930 și 10 din cele 12 seminții formează regatul de nord cu capitala la Samaria, iar celelalte două, Iuda și o parte din Beniamin, formează regatul de sud, cunoscut sub numele de Iudeea, cu capitala la Ierusalim. Sper că se vede cât de cât pe schița pe care am făcut-o. Începând cu anul 722 înainte de Hristos și apoi în mai multe valuri, regatul de nord este cucerit de Imperiul Asirian. Populația din partea aceasta este deportată în diverse zone ale Imperiului Asirian și în locul lor sunt aduse populații din Imperiul Asirian, care vor forma ceea ce regăsim mai târziu pe vremea lui Iisus sub numele de samariteni, acei oameni pe care îi urau iudeii și care erau foarte, foarte neplăcuți în ochii lor. În anul 586 înainte de Hristos, regatul de sud, Iudeea, este cucerit și el, de data asta de Imperiul Babilonian, care cucerise Asiria. Iudeii au fost duși în robie, din nou în mai multe etape și în ultima fază templul a fost ars, Ierusalimul pustit și zidurile dărâmate în totalitate. Ierusalimul a fost făcut una cu pământul. Toate acestea s-au întâmplat conform profețiilor biblice, datorită faptului că ei s-au îndepărtat de Dumnezeu, că și-au ațintit privirile spre idolii popoarelor din jur și au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le spusese asta în binecuvântările și blestemele lor. Era conținut lucrul acesta: dacă vă veți îndepărta de mine, spunea Dumnezeu, vă voi risipi printre popoare. Și ceea ce a făcut Dumnezeu nu a fost ca să se răzbune pe ei pentru că s-au îndepărtat de ei, ci ca să-i curățe, ca să-i aducă din nou la el. Inima lui Dumnezeu a fost frântă atunci când a trebuit să-i trimită în robie pentru ca să îi curățe de acești idoli, de acești dumnezei străini pe care ei și i-au făcut. Tot conform cu profețiile transmise de Dumnezeu în cuvântul lui prin profetul Ieremia, după 70 de ani de robie, în anul 538, iudeilor li se permite să se reîntoarcă în patria lor și să rezidească templul din Ierusalim. Și se întâmplă asta sub domnia lui Cir Persanul, care a cucerit Babilonul. În primul an de domnie, Cir dă drumul iudeilor, dă voie iudeilor și chiar le poruncește să plece la Ierusalim și să zidească templul lui Dumnezeu. Există dovezi arheologice solide astăzi că lucrul acesta s-a întâmplat în realitate și căutați pe internet cilindrul lui Cir și veți vedea că există o piatră mare, un cilindru al lui Cir pe care este scris exact lucrul acesta, ce a făcut el, că a dat drumul popoarelor să meargă în patria lor și că a poruncit să se facă un templu în care să se înalțe rugăciuni pentru împărat. Este un lucru care îl găsim în cartea Ezra, așa începe cartea Ezra cu acest eveniment. Au loc apoi mai multe varuri de repatrieri și cea mai cunoscută este repatrierea sub conducerea lui Ezra din anul 458, descrisă în cartea cu același nume Ezra, care declanșează o mare trezire spirituală în Israel. Ezra, acest cărturar, vine în Ierusalim și aduce cuvântul lui Dumnezeu, aduce legea lui Dumnezeu și reîntoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna aduce trezire și lucrul acesta se întâmplă acolo în Ierusalim în acea vreme. Lucrurile acestea se întâmplau doar cu 13 ani înainte de venirea lui Neemia, despre care vom vorbi astăzi. La momentul la care ne aflăm, în anul 445, deși templul din Ierusalim era funcțional și iudeii se închinau acolo lui Dumnezeu, zidurile Ierusalimului erau dărâmate și porțile lui arse de foc. Oamenii au fugit din Ierusalim în satele din prejur, nu puteau sta acolo de frica cotropitorilor. Un oraș fără ziduri în acea vreme era vulnerabil, nu putea să reziste prea mult și oamenii de teamă s-au împrăștiat, foarte puțini au mai rămas în Ierusalim. Raportul adus lui Neemia, un evreu care a ajuns paharnic la curtea împăratului Artaxerxe din Iudeea, spunea așa: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Haideți să citim primul capitol din cartea Neemia și să vedem cum începe povestea aceasta fascinantă a lui Neemia.
Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii Tăi să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum zi și noapte pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit, Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la Mine și dacă veți păzi poruncile Mele și le veți asculta și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele Meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Cartea Neemia ne prezintă ce se întâmplă atunci când un om chemat de Dumnezeu la o lucrare și o asumă cu responsabilitate și credincioșie. De asemenea, vom vedea ce se întâmplă atunci când o întreagă comunitate își asumă o viziune mai mare decât ei, dar nu mai mare decât Dumnezeul lor. Zidurile Ierusalimului, care au stat dărâmate sute de ani, sunt ridicate, știți în cât timp? 52 de zile. Sute de ani au rămas dărâmate. Atunci când un om își asumă voia lui Dumnezeu, atunci când un popor își asumă voia lui Dumnezeu, lucruri mult mai mari decât ei, decât puterile lor, lucrurile acestea se întâmplă. Deși în mijlocul unor amenințări constante din afară, de asemenea în mijlocul trădărilor din interior și a luptelor din interior, lucrul acesta se întâmplă nu prin putere, ci prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu, așa cum am spus mai devreme. Este într-adevăr, cartea Neemia este istoria ajungerii din ruine la măreție. Este una dintre cele mai mărețe relatări biblice despre cum să înțelegi, să-ți asumi și să împlinești chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Am intitulat mesajul de astăzi: ce-ți frânge inima? Ce-ți frânge inima? Și vom vorbi despre înțelegerea și asumarea chemării lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți să vedem ce a pornit toată această poveste. În primele două versete ne spune că aceasta este istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. Este o relatare istorică și începe cu autorul, Neemia, paharnicul împăratului Persiei. Ne spune apoi timpul despre care relatează: în al 20-lea an de domnie al acestui împărat Artaxerxe, în anul 545, este fixat în timp exact acest eveniment. Locul în care se desfășoară acțiunea este capitala Imperiului Persan de atunci, și anume Susa. Ocazia cu care începe această carte, această poveste, această istorie a lui Dumnezeu, dacă vreți, este una simplă: venirea lui Hanani, fratele lui Neemia, și a câtorva iudei în vizită la Neemia în capitală. Au venit acești iudei de acolo, de la țară, de la ei, au venit în capitala Imperiului, la Susa, au venit la Neemia să-l viziteze.
O întâmplare și o discuție aparent banală declanșează evenimente cu un impact extraordinar asupra unei națiuni și a istoriei ei ulterioare. Și uitați-vă cum ne spune. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Neemia îi întreabă care este situația oamenilor din Iudeia și în mod special îi întreabă despre Ierusalim. Aceștia îi prezintă starea oamenilor ca fiind în cea mai mare sau în extremă nenorocire și ocară, iar zidurile Ierusalimului dărâmate și porțile lui arse de foc. Aș vrea să remarcăm aici întrebarea expresă a lui Neemia despre Ierusalim, care se pare că avea un loc aparte în inima lui și nu numai a lui. Nu știm dacă mai vizitase Neemia Ierusalimul, foarte probabil că s-a născut acolo în robie, erau deja sute de ani de când iudeii au fost duși în robie și probabil că s-a născut acolo și nu știm dacă a vizitat înainte Ierusalimul, dar în gândul oricărui evreu, Ierusalimul era cetatea sfântă, era locul pe care Dumnezeu l-a ales ca să-și pună prezența lui acolo, era cetatea spre care strămoșii lui, aflați în robia babiloniană și apoi în cea persană, deschideau ferestrele, așa-i? Și își pironeau privirile spre cetatea sfântă și înaintau rugăciuni către Dumnezeu, înălțau rugăciuni către Dumnezeu. Îl vedem pe Daniel făcând asta, nu? În Babilon. Pentru gestul acesta de a deschide fereastra spre Ierusalim, care se pare că era un gest obișnuit al evreilor în robie, și a înălța rugăciuni către Dumnezeu, Daniel este gata să fie aruncat la lei și se întâmplă lucrul acesta. Nu cedează și în fiecare zi, și nu odată, de trei ori pe zi ne spune Daniel că deschidea fereastra spre Ierusalim. Probabil că și Neemia recitase de multe ori acolo în robie cu lacrimi în ochi versurile psalmului 122. Mă bucur când mi se zice: haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în curțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale, Ierusalime, și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Și probabil recitase de multe ori aceste versuri, erau versuri care le aminteau de patria lor. Imaginea lui despre ce ar trebui să fie Ierusalimul era cu totul diferită de ceea ce îi prezintă acești oameni, de ceea ce îi prezintă fratele lui Hanani și iudeii care au venit împreună cu ei. Ei spun: Ierusalimul este o ruină, porțile sunt arse de foc. Atunci când Neemia aude aceste lucruri despre Ierusalim și despre oamenii din Iudeia, ceva se frânge în el, brusc, ceva se rupe în el. Spune: când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne, Dumnezeul cerurilor, și așa mai departe, rugăciunea pe care am auzit-o. Atunci când Neemia aude aceste cuvinte, inima îi se frânge. Spune el: am șezut jos. Și asta sugerează că nici nu se mai putea ține pe picioare. Am șezut jos. Plânge și jelește multe zile. Și aceste multe zile, să nu credeți că sunt două, trei. Din luna Chișleu ne spune la început că s-a întâmplat lucrul acesta și până în luna Nisan, când se prezintă înaintea împăratului, sunt trei luni de zile, trei luni de întrebări fără răspuns, trei luni de frământări ale lui Neemia. De ce, Doamne, de ce se întâmplă lucrul acesta? Cum a putut să ajungă casa ta o ruină și cetatea ta sfântă să fie dărâmată și porțile arse de foc? Ce face Neemia? Postește, spune, și se roagă, încercând să înțeleagă voia lui Dumnezeu din situația prezentată de frații lui. Poate că ni se pare o reacție normală ceea ce face Neemia aici. Și asta pentru că ne așteptăm ca oamenii care ne sunt descriși în Biblie să fie niște sfinți cu aureolă în jurul capului. Nu este deloc normală reacția lui
Neemia pentru el. Neemia era la vremea aceea paharnicul împăratului, un om ales acolo în funcția aceasta, probabil pentru calitățile lui, pentru ceea ce era el, un om care avea, era în bună stare, avea toate lucrurile. Nu era ceva normal Neemia să nu se mai poată ține pe picioare, să cadă jos și să plângă înaintea lui Dumnezeu. Foarte bine această mâhnire a lui putea să ia cu totul alte forme de manifestare decât să plângă, să jelească, să postească și așa mai departe. Putea să se revolte împotriva cerului și să spună: Doamne, de ce îngădui asta? Îi cetatea ta, îi poporul tău. Salvează-l, Doamne, du-te și salvează-l, nu? Așa cum îl trimitem și noi pe Dumnezeu, ne rugăm și spunem: Doamne, du-te la cei care sunt în nevoie. Putea să facă lucrul acesta Neemia. Putea să acuze autoritățile din Iudeia, nu? Și să spună: de ce nu fac nimic? Sunt puși acolo de împărat, sunt plătiți de împărat, o să vorbesc cu împăratul să-i dea afară, să-i schimbe, să aducă pe alții în locul lor. De ce nu fac nimic să apere pe acei oameni? Sunt guvernatori acolo care sunt plătiți din banii împăratului. Putea să se revolte Neemia în modul acesta. Putea să-și acuze frații și pe cei care au plecat în Iudeia și să spună: păi de ce v-ați dus? Aici o duceați bine în imperiu și eu stau aici de atâția ani, o duc bine, n-am nicio problemă. Cine v-a pus să vă duceți în Ierusalim? Cine v-a pus să vă duceți acolo? Sau putea să le dea sfaturi, nu? Să le spună: eu știu ce ar trebui făcut, dar oamenii ăștia nu știu, oamenii ăștia nu fac nimic. Să le dea sfaturi cum ar trebui rezolvată situația. Dacă aș fi eu în locul lor acolo, ce aș face? Doar că din fericire nu-s acolo, că-s aici în capitală și o duc bine, nu? Putea să aibă atitudinile astea Neemia cu inima frântă. Neemia se pleacă pe genunchi și în inima lui începe să încolțească un vis în acele momente. Era însă un vis, așa cum am zis, care era mai mare decât el, mai mare decât frații lui, mai mare decât toți cei care erau în Ierusalim, mai mare și decât împăratul Persiei. Era un vis pe care Dumnezeu i l-a pus în minte și numai Dumnezeu putea să îl transforme în realitate. Se pleacă înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că atât el cât și poporul lui meritau această stare de nenorocire și ocară care se datora păcatelor lor, faptul că i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și spune: să ia aminte urechea ta și ochii tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta. Și spune: căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Eu, noi, poporul nostru, Doamne, mărturisim păcatele noastre înaintea ta. Dar nu se oprește aici, face apel la promisiunile lui Dumnezeu și uitați-vă cum spune: adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise, să le spună: când veți păcătui și vă veți risipi printre popoare, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine, vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele tău acolo. Cât de important este ca în astfel de momente de criză să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Neemia cunoaște caracterul lui Dumnezeu și știe promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut poporului său. El nu cere Domnului lucruri îndoielnice, cum facem noi de multe ori: Doamne, dăm și aia și aia, poate ceva îmi va da Domnul. Nu cere lucruri îndoielnice Neemia, ci face apel direct la promisiunile lui Dumnezeu. Nu poți revendica promisiunile lui Dumnezeu dacă nu le cunoști, așa-i? Cât de mult ne bazăm noi pe promisiunile lui Dumnezeu atunci când ne rugăm? Cât de mult facem lucrul acesta? Doamne, adu-ți aminte că ai spus în cuvântul tău. În 1 Ioan 5 cu 14 am spus de mai multe ori versetul acesta, spune așa: îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva, ne ascultă, așa-i? Mai este ceva. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă, El ne ascultă. Neemia îi spune aici Domnului: adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise. Vrea să-i aduc aminte lui Dumnezeu, în caz că a uitat Dumnezeu, în caz că ai uitat, Doamne, vreau să-ți aduc aminte ce ai spus. Și ar trebui să faci lucrul acesta, se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. După multe zile de plâns, de post, de rugăciune,
Neemia înțelege care este voia lui Dumnezeu și înțelege că voia lui Dumnezeu nu este nici să acuze, nici să se scuze, nici să dea sfaturi, nici să se plângă, ci să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru împlinirea acestei nevoi. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău. Uitați-vă la rugăciunea, este cu articol hotărât, deja era o rugăciune concretă. Și la rugăciunea robilor Tăi care vor să teamă de numele Tău, dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Deja știa exact ce are de făcut. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea împăratului. Și spune el, pe atunci eram paharnicul împăratului. Atunci. Visul a și încolțit în inima lui Neemia, dar Neemia nu rămâne doar la stadiul acesta de a visa. Vreau să fac lucrul acesta. Va veni un timp când voi face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu. Nu rămâne la asta. Nu așteaptă până își va face o situație acolo în Susa. Nu așteaptă până va ieși la pensie sau știu eu ce să mai aștepte. Ci ia o decizie și spune, voi cere împăratului să-mi dea voie să reconstruiesc Ierusalimul. Ce îndrăzneală, ce vis mare, ce incredibil cum gândește Neemia aici. Doamne, dă-mi izbândă în fața omului acestuia. Nu mă duc cu un lucru mic, mă duc cu un lucru mai mare decât mine, mai mare decât toți care suntem aici, mai mare și decât împăratul. Numai Tu poți să-mi dai izbândă în fața omului acestuia. Și spune, încheie atât de frumos, ultima propoziție. Îmi place cel mai mult din acest pasaj. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Deja Neemia se vedea altcineva. Nu mai era un paharnic. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Cam așa înțeleg această propoziție. Inima îi se frânge la înțelegerea situației, dar se roagă, visează, face un plan și acționează concret. Neemia a intrat în istorie și nu a intrat doar în istoria oamenilor, ci a intrat în istoria lui Dumnezeu, datorită faptului că a înțeles și a asumat și a împlinit chemarea lui Dumnezeu pentru viața lui. Lucrarea pe care a făcut-o Neemia a fost lucrarea pentru care l-a creat Dumnezeu cu abilitățile și darurile pe care le-a pus în el în mod unic. Nu a fost niciun alt Neemia în istorie. Pentru asta s-a născut Neemia. Dacă ne uităm la ce a făcut el, la cum a acționat în diferite situații ulterioare, lucruri pe care o să le vedem în săptămânile care urmează, pare că a fost făcut pentru lucrarea asta, Neemia, croit de Dumnezeu, făcut la comandă pentru lucrarea asta pe care Dumnezeu avea să i-o dea. Când încă nu eram născuți, ne spune Psalmul 139, în cartea lui Dumnezeu erau scrise toate zilele care ne erau rânduite. Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreo una din ele. Iar Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 2:10 că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, făcută cu un scop. Căci noi suntem lucrarea Lui. În grecește, cuvântul acesta, lucrarea, este cuvântul grecesc poema. Noi suntem poema lui Dumnezeu, adică lucrarea de mână a lui Dumnezeu sau capodopera lui Dumnezeu. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru ce? Exact pentru un lucru special, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Neemia a fost creat de Dumnezeu pentru ceea ce avea să facă. Așa ne-a făcut Dumnezeu pe fiecare dintre noi, croiți exact pentru chemarea care avea să ne-o facă mai târziu. Un alt lucru important pe care aș vrea să-l observăm la Neemia din pasajul acesta e că slujba lui actuală de paharnic avea să pregătească
împlinirea chemării lui mai mari. Și asta era o chemare a lui Dumnezeu, să fie în acea vreme paharnic acolo la curtea împăratului și probabil a auzit împăratul de Dumnezeul lui Neemia. Era chemarea lui să fie acolo la acest moment, dar era chemarea de la care Dumnezeu îl va chema la o altă chemare mai mare. Dacă nu și-ar fi făcut cu credincioșie slujba de paharnic al împăratului, nu ar fi fost niciodată în poziția de a spune: Doamne, dă-mi izbândă în fața omului acestuia. Nimeni nu putea ajunge de pe stradă în fața împăratului Persiei și să-i spună: împărate, vreau să mă duc să fac o lucrare mare. Nici măcar nu putea trece de gărzile de la poartă. Ceea ce a făcut Neemia acolo, slujirea lui în această chemare, poate mai mică îi spunem noi, dar nu știm ce s-a întâmplat acolo, nu știm cât de mare a fost, dar chemarea aceasta primară l-a pregătit pentru chemarea mai mare pe care o avea Dumnezeu pentru el. În ultima carte a lui, probabil unii o aveți deja, John Maxwell, cartea The Sense Vieții, este o carte bună, vorbește despre acest principiu al credincioșiei în lucrurile mici și el spune așa: începe cu pași mici, dar gândește la scară mare. Începe cu pași mici, fii credincios în lucrurile mici, dar gândește la scară mare. Uite la ce te cheamă Dumnezeu și gândește așa. Domnul Iisus confirmă lucrul acesta în Luca, capitolul 16, spune: cine este credincios în cele mai mici lucruri, în cele mai mici, de la acel pahar de apă despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de la acea strângere de mână de la ușă, nu în ușă, de la ușă, când intrăm aici, așa e și acel zâmbet frumos pe care ni-l oferă cei care ne primesc. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, acela va zidi și Ierusalimul. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cum facem de multe ori, așa e? Și aici este explicația: dacă n-ați fost credincioși în lucrurile, în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Fii credincios în lucrurile mici în care Dumnezeu te-a chemat, care le-a pus acum în viața ta, și gândește la scară mare, pentru că avem un Dumnezeu mare, nu-i așa, care poate face toate lucrurile. Cine ar fi crezut că un om ca Neemia poate să se ducă la Ierusalim și să zidească un oraș din temelii în 52 de zile? Neemia și-a înțeles chemarea lui Dumnezeu pentru el și a făcut lucruri extraordinare pe care le vom vedea în săptămânile care vor urma. Dar haideți acum să privim un pic spre noi în final. Cum putem înțelege noi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Privind la experiența lui Neemia, aș vrea să te întrebi: ce-ți frânge inima? Ce te face să plângi, să te bucuri, să visezi? Ce-ți frânge inima atunci când nu este făcut bine sau când nu este făcut deloc, când vezi cât de rău este făcut lucrul acesta? Ce-ți frânge inima? Pentru ce-ți tresaltă inima de bucurie atunci când vezi că îi făcut și zici: slavă Domnului pentru lucrul acesta, nu? Ce visezi să vezi într-o zi față de ceea ce vezi astăzi, în fiecare domeniu, poate, al vieții noastre, a slujirii noastre? Ce visezi să vezi într-o zi și pentru ce ai mintea ta acolo și zici: wow, când vom ajunge acolo? Ce-ți frânge inima? Poate fi lucrarea la care te cheamă Dumnezeu. Inima lui Neemia a fost frântă atunci când a înțeles situația în care se găseau evreii acolo în Ierusalim, în nenorocire și ocară. Când în mintea lui a vizualizat porțile arse de foc și zidurile dărâmate, imaginea lui despre Ierusalim era alta, visul lui, visul din inima lui era altul despre Ierusalim, era cetatea bucuriei, a sărbătorii, a laudei la adresa lui Dumnezeu, iar situația prezentă îi frângea inima, îl făcea să plângă, de asemenea se bucura la gândul că s-ar putea să fie zidit Ierusalimul și visa la acel moment când vor pune pietrele, ultimele pietre, acolo sus, pe ziduri, și se vor bucura și vor cânta laudele Domnului. Pavel în Romani, capitolul 9, ne spune care era visul lui, visul lui pentru evrei, la ce se frângea inima lui Pavel
Și acolo era chemarea lui, acolo unde inima lui se frângea, era chemarea lui Pavel. Și spune în capitolul 9 din Romani, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, spune Pavel, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Ce a făcut el pentru asta? I-a acuzat? I-a compătimit pe evrei? Nu, ci a trăit și a murit pentru asta, pentru ca frații lui să-L cunoască pe Hristos. Și a asumat lucrul acesta. Dacă ne uităm ce spune în 2 Corinteni, capitolul 11, spune Pavel, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri, fără una. Și am spune, bine Pavel, de ce te-ai dus la ei? Cine te-a pus să te duci acolo? De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, pentru că sunt în inima mea, pentru că vreau să-L cunoască pe Hristos. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și să nu ard? La asta se frângea inima lui Pavel și asta era chemarea lui Dumnezeu pentru el. Un alt exemplu, Maica Tereza. În 1948, după 20 de ani în care a predat la o școală din Calcuta și era ajuns directoarea școlii, a fost foarte bine văzută acolo, Maica Tereza experimentează ceea ce a numit mai târziu chemarea din cadrul chemării. Era chemarea lui Dumnezeu să învețe pe acei copii ai indienilor să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Dar spunea, în 1948 am experimentat chemarea din cadrul chemării. Văzând sărăcia și mizeria în care trăiau oamenii din suburbiile Calcutei, decide că își va petrece tot restul vieții printre ei, ajutându-i. Deși avea o situație bună, preda la o școală de acolo, era bine văzută. Dar făcuse cu ani în urmă un legământ cu Dumnezeu care conținea câteva juruințe extraordinare. Știți ce spunea ea? Spunea, prima din ele era, nu-i voi refuza nimic lui Dumnezeu, orice mi-ar cere să fac. Nu-i voi refuza nimic lui Dumnezeu, orice mi-ar cere să fac. A doua era să îndeplinesc poruncile lui, fără întârziere, fără întârziere. De multe ori amânăm și spunem, va veni și vremea, aș vrea să fie așa și o să vezi că o să fie, va veni și vremea aia. I-a spus să îndeplinesc poruncile lui, fără întârziere, astăzi. Și ultimul lucru, să-i fiu credincioasă în lucrurile mici, ceea ce am văzut și mai devreme. Atunci când Dumnezeu îi frânge inima de durere la vederea suferinței din Calcuta, ea spune, a eșua în chemarea aceasta înseamnă am părăsit credința. Cu asta asemăna ea, a nu asculta chemarea lui Dumnezeu, cu a-și părăsi credința. Mari oameni ai lumii s-au ridicat înaintea ei în anul 1979, când i s-a decernat premiul Nobel pentru pace. Ce te face pe tine să plângi, să te bucuri, să visezi? Poate fi chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Un alt lucru important pe care îl putem învăța, pe care îl putem lua pentru noi din viața lui Neemia, este să nu ignorăm oportunitățile și nevoile pe care Dumnezeu le scoate în calea noastră. Poate fi modul în care Dumnezeu ne conștientizează de chemarea noastră. Să nu ignorăm oportunitățile și nevoile pe care Dumnezeu ni le scoate în cale. Misiunea lui Neemia, așa cum am văzut, pare declanșată de o situație, de o întâmplare banală, banală. Frații lui l-au vizitat și el i-a întrebat ce mai faceți, ce-i prin Ierusalim. De o situație aparent banală, dar atunci când Dumnezeu îi scoate în față această situație, această oportunitate, Neemia vede în întâmplarea aceasta ocazia de a intra în planul măreț al lui Dumnezeu pentru viața lui. El nu o lasă doar la stadiul acesta informativ, am auzit, da, nasol, urât, ce s-a întâmplat acolo. Ce o vede ca și o ocazie de a intra în planul lui Dumnezeu. Răspunsul corect la acest tip de provocare
nu trebuie să fie trebuie făcut ceva, ci ce trebuie să fac eu. Nu cumva trebuie să fac eu ceva pentru asta? Nu cumva mă cheamă Dumnezeu să fac eu ceva în ocazia aceasta, în întâmplarea aceasta? Asta e răspunsul corect. Desigur, nu vom putea să schimbăm lumea și nu ne va chema Dumnezeu pe fiecare la toate lucrurile care ne fac să plângem, dar vom vedea chemarea lui Dumnezeu. Vom vedea chemarea lui Dumnezeu atunci când El va scoate în fața noastră, în calea noastră, astfel de situații. Și atunci când inima noastră va fi frântă, atunci când deja mintea noastră va încolți un vis a ceea ce trebuie să fie și ar putea fi lucrul acela, să nu lăsăm să treacă astfel de ocazii. Amintește-ți că ai fost binecuvântat de Dumnezeu, nu doar ca să te simți bine, ci ca să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Așa am început anul ăsta și ăsta a fost primul mesaj din prima duminică de anul acesta. Dumnezeu ne-a făcut o binecuvântare, ne-a binecuvântat ca să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și chiar dacă astăzi pare un vis ceea ce va încolți în inima ta, cândva poate te vei uita înapoi ca și Neemia și probabil vei spune: pe atunci eram doar un biet paharnic al împăratului sau un căutător de aur pentru bunăstarea mea și a familiei mele, dar acum moștenesc cea mai mare împărăție din univers. Pentru că nimic nu este mai benefic, mai plăcut și mai înălțător decât să împlinești chemarea pe care Dumnezeu o are pentru viața ta. Întreabă-te astăzi, ție ce-ți frânge inima și nu sta nepăsător la asta. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și să venim înaintea Lui și să ne rugăm și poate să facem acele frumoase juruințe pe care le-am auzit mai devreme. Nu-i voi refuza Domnului nimic din ceea ce El va aduce în calea mea, din lucrurile care voi simți, voi vedea că Dumnezeu mă cheamă să le fac. Voi acționa fără întârziere. Nu voi aștepta până voi avea timp, până ce mă voi căsători, până ce voi avea o familie frumoasă, până voi avea o casă, până voi avea, nu știu, până voi ajunge la pensie sau voi avea un loc bun în cimitir, nu? Voi asculta, nu-i voi refuza Domnului nimic și voi face asta fără întârziere atunci când voi înțelege că este chemarea Lui pentru mine. Și voi începe să fiu credincios în lucrurile mici în care El m-a pus acum, pentru ca să înțeleg chemarea Lui mai mare pe care o are pentru mine. Haideți să ne rugăm împreună.